Competiția s-a desfășurat la Vaslui pe trei sisteme de luptă. Atracția publicului au fost însă luptele K-1. A fost uh, o competiție foarte frumoasă. Am organizat-o duminica aceasta, care a trecut, pe 8. Uh, au participat peste 80 de sportivi din 8 uh, cluburi, două din Iași, trei din Vaslui și trei din Brălad. Uh, s-a desfășurat pe trei sisteme de luptă. Neoază, luptă la sol, unde... No, nu pot participa decât sportivi care vin din luptele de acest gen, judo-jiu-jitsu. A mai fost un turneu de campo unde am invitat toate stilurile de contact și semicontact și s-au prezentat cluburi Varan din Vaslui, Vazari Dojo din Iași, din Brlad, mă scuzați, din Iași are două cluburi, noi cu 30 de sportivi, iar Cireașa de pe tort a fost turneul de K1, unde cei peste 18 ani mușculoși uh, și-au împărțit uh, medaliile. Un turneu greu, s-a lăsat cu multă culoare pe față, dar uh, n-am avut satisfacții și fără accidentări notabile. Câștigătorii competiției au fost practicanți din Vaslui, Bârlat și Iași locul întâi la Neuaza Luptă la Sol pe Chițiga Vlad, Radu Maria, Vânătorul David, Liște Sebastian, Mârzac Andrei și Chebag Antonio, o parte din ei sunt din Bârlad, o parte din Vaslui, trebuie să recunosc și bârlădenii, sunt niște luptători, luptători edutabili, mândri, ca întotdeauna. Pe locul 2, medalii de argint au obținut sportivii Dobre Ștefan, Rădeanu Giulia, Pretoianu Eduard, Fodor David, Făr Octavian, Corogianu Cosmin, Agafite Răzvan, Gervan Constantin, Apostoaie Iulian și Dinu Andrei. Uh, Plaja acestui sportiv este de la șase ani, la seniori, deci uh, ne încadrăm uh, peste tot, avem cu alte cuvinte și uh, junioratul este asigurat uh, pentru că cei mai mari devin instructori sau studenți și ne lasă. Iar pe locul 3, Mihor de Atoni, un copilaj de 5 ani, Costea Vladimir, Ciobanu Larisa, Chirilă Darius, Chebac Andrei, Miron Rareș, Cristian Costică și Dolescu David. Sportivii au fost răsplătiți cu premii.